Da, domnului Iohannis, nu i-au ieșit planurile cu NATO, cu Comisia Europeană și acum a dat comandă să fie senator și fie prin Parlament, fie la Biroul Electoral Central cu mâna lui Tony Greblă, dorește să se rezolve acest lucru. Până la urmă, nu-l interesează cum se face posibilă candidatura dumnealui la Senat, dar numai să fie pe listă. Asta vedem cu aceste tergiversări și noi până la urmă am transmis un mesaj PNL-ului să se rupă de Klaus Iohannis, dacă chiar vor ca pe viitor să avem o guvernare de dreapta, să putem să ne uităm la niște reforme pe care să le facem într-o viitoare coaliție, pentru că sunt foarte multe lucruri importante la care se uită românii. De la o viitoare criză economică, recesiune, ați menționat-o și dumneavoastră mai devreme, ne uităm la analize care se întâmplă la nivel național, la nivel internațional, european, până la faptul că în continuare avem inflație mare, românii o duc din ce în ce mai greu. Știți că suntem în topurile europene în ceea ce privește neajunsurile, sărăcia, 20% din populație se confruntă cu lipsuri și iată cum noi stăm și ne uităm la domnul Iohannis cum călătorește în continuare cu aeronave de lux, cum vrea să fie pe listele de la Senat ale PNL. Adică e o lume a absurdului până la urmă ca adevăratele problemele ale oamenilor să nu fie pe agenda discuțiilor, ci cum să-i mai găsească lui Klaus Iohannis un loc în viitorul Parlament. Dar, la urmă, spune ceva și lucrul ăsta. Atenția pe care Klaus Iohannis a avut-o în ultimii 10 ani față de poporul român și pe care urmează, între ghilimele, să o aibă. De fapt, îi pasă doar de dumnealui. Și iată că face asta, sau vrea să facă asta cu mâna PSD și PNL.